Salutare și bine ați venit la un nou video în MV3. Mă găsesc aici cu ceva mulți nervi și ceva mai mulți decât nervii mei normale. Am intrat la un match random în Kill Confirmed. Am jucat timp de match până acum, am încercat să fac un video și a ieșit oribil. Hacker peste hacker peste hacker peste hacker. Deci, pur și simplu, cineva nu se mai ocupă de jocul ăsta. Am apucat să-mi fac level la ACR. Nu știu dacă sunt pe harta potrivită să mă apuc să fac level. Deci, bine, astăzi e și stupid. Un one hit. Enemy high and incoming. Bun, iar am dat într-o echipă foarte bună. Și cred că o să joc la fel de bine. Și nu cred că mai pun nimic pe YouTube azi de MV3. Aoleu. Un drac. Uite-te la el. Stai așa. Mă, deci e normal la faza. Dar a fost altul, da. Da, mersi. Ce să mai batem acum? E imposibil. Deci, pur și simplu, azi nu-i văd, naiba. Stai că trebuie să apară ăștia acum. Deci am intrat pe la jumătatea meciului și sunt deja pe locul 2. Unde stai? Nu, deci el ăla are cum se întoarce așa, fix așa. Nu, ceva nu e. Enemy care package incoming. Da, și asta cea mai fost. Unde? Nu-i văd dracului. Du-te mă și ia-l. Dar de ce ți le și pe altă boule? Că primi mai mulți bani, primi mai multe puncte așa. Primești și eu, primești și tu. Bun, de ce sunt în slow? Hai, nu se poate. Frate! Tot mai mișto erau nucurile, nu mob-urile. Pentru că terminai meciul. Dar am mai făcut ăsta. Și asta. Da. Oh, am făcut câte killer am făcut, mă, cu cuțitul? Două. Ah, ca să vedeți ce player pro am în echipă. Așa, și stai să vedeți cum ne împarte așa în echipe acum. O să mor de râs. Mă gândeam să joc am două meciuri pe film, dar data trecută cred că am intrat la 4 meciuri. Că mergeam deja la timpul meciului normal. Am intrat la 4 și am jucat decât 2. Ceea de genul. O prefer pe prima. Ok, și probabil Oda. Sunt foarte obosit astăzi. Am picat bine în echipă. Eu zic că am picat bine. Hai să facem level la cerere.
Deci mi-a propus un prieten să fac level, să-l încerc să ajung cu el la 30 și să-l folosesc atunci. Hai să facem level pe ACR. Ah. Cred că o să îmi termin levelele și la M4A1. Mai așa acolo puțin determinat, nu știu dacă sunt ceva de genul cum era la PP90 acum o săptămână, când am făcut level un video. Bun, primul kill pentru mine. De unde a apărut? Da, să mă concentrez ca niciodată. Mă simt aici ca în RPG-uri, unde știți că abia vorbesc pentru că mă concentrez. Unde ești? E sus, ok. Ce naiba? Abia mi se mișcă camera. Bine, și nu-i de la aia, dar pur și simplu. Mi s-a dus mie sensibilitatea la mouse, ce naiba? Mă, nu luăm conducerea cu kill. Uitați de ce prefer eu PP90, om. Asta e, dacă mi-am propus o chestie, o fac acum, dar... O să pierd multe kill-uri, așa. Auziți, ia. De ce e PP90, are să nu mai pisă, da? Îmi place. Pare că le vin pachetele, dar nu cred că e un pachet. Bun. Bun. Am dat cu grenada în mine. UAV online, ok. Bine că avem UAV-ul. S-ar putea... Ăla să nu fie un pachet de la Phantom. Unde ești, unde ești, unde ești, unde ești, unde ești, unde ești? Dracu-i cu găinile astea. Deci... Eu nu înțeleg. Deci că le-a tăiat cineva capul. Bă, dar ăștia încă au uitat ce tip de joc jucăm, iară. Nu iau tagurile deloc. Uita că aici nu contează cine face cele mai multe kill-uri, contează cine ia taguri. Poate o să încerc după asta să filmez un timp de match, dar nu promit nimic. Sunt doi acolo, unul l-am omorât. Fira. Da, trebuia să boiau grenada, da. Da, cine s-a gândit? N-are reflexul ăsta. Din păcate. Mă scuzați. Și am dat grenada acolo sus, că nu cred că e nimeni. Absolut nimeni era. Dracu, faci, mă. Te urci pe scară. De ce naiba am fratele meu? Ratez cuțite. Abia nimeresc. Da, nu e ziua mea cea mai bună. Asta probabil și pentru că n-am dormit foarte mult.
Ar trebui. Bun. În sfârșit o serie norocoasă pentru mine. Bun. Am luat și o permanent. Suntem la, cam la jumătatea meciului din câte văd eu. Ceva nu mă las să trăiesc. Absolut deloc. Cineva mă invită la TF2. Poate o să joc și TF2. Bă, am rămas fără muniție. Glumești? Bine, nu mai... Uitați de ce îmi place PP90-ul. Două chiar. A luat el. Era. Și era al lui, dar... M-a gândit că nu-l mai vrea. Sau că a plecat. Mă, urcă-te. Unde ești, mă? Unde? Se pare că azi nu sunt bun de comentator. Meciul ăsta cred că o să-l pun așa de... Așa că ați vrut voi. Că altfel nu cred că l-aș fi pus. Nu un meci foarte bun, al meu. Mă bag la BF3, deci cred că acolo va fi cel mai mare dezastru posibil. Ever. Trebuie să găsesc un punct înalt cu arma asta și cred că asta e cel mai înalt posibil. Care să-mi... Bă! Nu! N-ai făcut asta! Ba da, a făcut-o. Bun. Deci cineva tocmai și-a pierdut pachetele. Și noi probabil că am pierdut pachetele lui. Sau nu? Sau nu? Chiar deloc. Deci cineva tot mă enervează. Pa! Sunt ale mele acum. Bun, deci... Era o poziție bună. Dar din păcate... Opa, nu. Știți unde e cea mai bună poziție pentru asta? Uite aici. Deci nu prea cred că ajunge unul din echipa adversă pe acolo. Când am pus ultima dată Sentriganul acolo, făcea kill-uri, dar cred că eram invers împărțit în echipe. Nu știu. O vom vedea. Hai! Nu zău. Bun. Deci, mi l-au zis eu. Dar unde veniți, mă? Hai că nu văd cine e. Dacă e... Bun. Mersi. Băi, nici așa nu ne faceți, bă. Uitați exemplu de oameni care nu știu ce joacă. Și am un scor oribil. Un scor chiar oribil. Hai ca asta am mai până la battle. E viu ăla. Bine că l-aș și dat. Oh da! Ultimul kill. Eu mă focusasem pe ăsta de jos. Yeah! Al, deci, match... am luat un... Da, ce mă, nu? Da.
Ok, deci, cam atât pentru acest video. N-a fost așa mare fail. A fost. Nu contează. Ok, ne auzim în video-urile următoare. Să ziceți ce video-uri mai vreți să fac, hai că asta, nu mai ziceți cam destul. Nu știu, hai, ne auzim pe rubrica de comentarii. Pa, pa!